Dragilor, bine v-am regăsit! Iată-ne din nou împreună la o nouă ediție a rubricii Cărți deschise pentru minți deschise. Astăzi, alături de noi este colega mea, Andreea Tincea, senior editor Herald, și vorbim despre un subiect, aș spune eu, foarte frumos și extrem de interesant. Este vorba despre apartenența, un subiect prilejuit de o noutate editorială, o nouă carte publicată în portofoliul editurii Herald, Apartenența, cum să redobândim sentimentul de apartenență prin conectarea cu sine, cu ceilalți și cu natura, Tocopa Turner, și am să vă arăt cartea și la cameră. Cred că aș putea să spun, fără să exagerez, că există cărți care îți transformă viața pentru totdeauna și te putem spune că aceasta este una dintre ele în cel mai pur, am putea spune, stil poetic, tandru, dar clarificator și plin de imagini trezitoare de sens. Și pentru începutul discuției noastre aș vrea să te rog, Andreea, pentru că ai lucrat la această carte și mi-ai spus mie la un moment dat că îți este extrem de dragă și iubești foarte mult această carte, să împărtășești câteva gânduri și câteva idei cu cititorii noștri. Bună ziua, Sorin, bună ziua tuturor, mă bucur să fi ajuns acest moment în care să lansăm oficial cartea lui Tocopa Turner, numită Apartenența. Este o carte la care, în timp ce lucram, recunosc, aveam așa o dorință imensă să pot să împărtășesc cu cât mai mulți oameni ce am descoperit și eu în cartea autoarei. Este o carte care nu doar eu, ci și foarte mulți dintre prietenii mei care au avut șansa să o citească în limba engleză, în original, înainte ca noi să o putem edita la editura Herald, au mărturisit același lucru. Este o carte care creează în tine valuri de conștientizări, te informează pe de altă parte, te clarifică pe cealaltă parte și, în egală măsură, în mod constant, fiecare frază din această carte deschide un spațiu de conectare cu sine, de așezare cu sine. Te lasă cu senzația, este genul acela de carte care, după fiecare frază, te lasă cu senzația că ai citit un poem sau poate un haiku și ceva mai mult acolo necesită să rămâi cu informația primită și să o lași să lucreze în interiorul tău, ca tu să poți să-ți dai seama, raportat la ceea ce ai citit, unde ești. Ești mai la stânga, mai la dreapta, ești mai mult sau mai puțin. Tu ce instrumente ai la îndemână ca să atingi acel nivel de, nu știu, claritate, să zicem, da, pe care ți-l transmite fraza respectivă. Este o carte scrisă pe limbajul tuturor oamenilor, deși autoarea este așa ucenică a școlii junghiene, formată pe lângă unul dintre institutele americane junghiene. Este o călătoare prin excelență, care a trăit aventura exilatului și apoi devenind eroul care s-a reîntors în cercul apartenenței, pentru că această carte este, de fapt, the pinnacle, este acest apogeu al experienței ei de vindecare sau poate de conștientizare, de evoluție, de vindecarea unor răni personale, printre care cea de respingere și cea de abandon, care, într-un fel sau altul, atunci când sunt foarte, foarte acute, devin cumva simbolic, metaforic, arhetipal rana exilatului, acelui care nu face parte din niciun cerc, nici măcar al familiei, acelui care este alungat de acasă sau pleacă de acasă, acelui care nu are un loc unde să se simtă hrănit, adăpat, protejat, iubit, acceptat, înțeles, văzut și auzit. Așa că scrie această carte Tocopa Turner din propria ei experiență de transformare și de devenire a ceea ce astăzi se numește terapeut cu vise sau în vise. Nu se numește junghiană pentru că oficial ea nu a terminat studiile institutului, însă astăzi a ajuns să fie cumva exilatul, este și arhetipul rebelului, este cel care, prin propria lui cale și arhetipul misticului pe de altă parte, este cel care prin propriile sale căutări reușește să ajungă la înțelepciunea pe care alții o obțin pe căile bătătorite. Ei bine, ea ajunge astăzi să fie autoarea acestei cărți extraordinare, care în engleză se numește Belonging, Returning Ourselves Home. Noi am tradus-o cu titlul Apartenența și este invitată astăzi în eveniment
internaționale susținute de diverse institute junghiene din jurul lumii. Așa că o călătorie a ei personală fantastică, pe de altă parte o călătorie în care ne vom recunoaște cu toții, pentru că arhetipurile, așa cum spune și Tokopa Turner în această carte și școala junghiană în general, sunt căi de acces la înțelepciune și la revelarea sensului personal și universal prin care toți trecem. Deci sunt sigură că toți ne-am regăsit în arhetipul exilatului, fie când eram în cercul de la școală, unde nu puteam să facem parte din grupul acela de copii foarte speciali sau, eu știu, cei mai populari, fie atunci când nu am fost acceptați de familia noastră așa cum suntem în diverse momente, fie poate la serviciu, când nu ne găsim locul, fie atunci când se termină o parte din experiența noastră personală de evoluție și avem senzația că trebuie să ieșim dintr-un anume loc de care aparținem și să ne expunem cu totală vulnerabilitate unui nou drum de descoperire de sine, care presupune să fii din nou exilat către un, a ajunge într-un nou loc unde să simți că aparții. Da, mă gândeam și făceam în timp ce te ascultam și această paralelă. Cum te simți în aceste momente în care ar trebui să o iei cumva de la capăt, se încheie un ciclu, se deschide un alt ciclu și mă gândeam cum simți momentul ăsta în care simți poate că nu aparții cuiva sau cuiva unei mici comunități, unui microgrup, până la urmă și familia este o mică comunitate, sau te simți respins și ești nevoit cumva să ieși din zona ta de confort, da, că aparții cuiva și automat ești aruncat, propulsat într-o zonă de disconfort, da, care la început nu-ți place, dar care reprezintă o provocare și premisă pentru tine a unei noi schimbări și nu cred că întâmplător, în timp ce te ascultam, răsfoiam cartea și am găsit o chestie foarte interesantă. Poemele lui Rumi au ajuns să fie una dintre cele mai mari contribuții la cultura umanității în ultimii 700 de ani. Prin disponibilitatea sa de a dansa cu dorul, apropo de dansul cu dorul în alt capitol, Rumi a creat o frumusețe atât de aleasă încât a devenit un loc de adăpost pentru rătăcitori și proscriși, pentru romantici și visători din întreaga lume. Poezia a devenit modul de apartenență a lui Rumi la lume și, în schimb, a creat un spațiu de apartenență în care ceilalți să se recunoască pe ei înșiși. Mi-a plăcut foarte mult treaba asta. Deci, iată, ne ducem, într-adevăr, cu un caracter interdisciplinar și într-o zonă spirituală. Iată cum este poezia la Rumi. Oh, da, și cartea aceasta este revelatoare în atât de multe paliere, deși este scrisă cu, folosind cuvinte foarte simple, are această esență, ai o parte din senzația pe care o ai citind Rumi sau citind Pelerinul Rus, se regăsește și în această carte. Este un anume fel de a te așeza în interior și de a scrie despre esență cu o simplitate grandioasă care în cele din urmă deschide, de fapt, ferestre de sensuri universale și arhetipale în care oricine se poate recunoaște. Scurta ta lectură din carte, ai atins două puncte interesante și importante care definesc întreaga carte a lui Tokopa Turner. În primul rând, ea folosește un limbaj poetic, este un limbaj de o simplitate vehementă, aș spune. Toată lumea poate să înțeleagă și să cuprindă ceea ce se întâmplă în sensul mai profund a ceea ce ea scrie, tocmai pentru că folosește cuvinte colocviale, simple și metafore la care cu toții avem acces. Iar rezultatul intrării în acest univers al lui Tokopa Turner este că dintr-o dată te simți și tu parte din acest univers poetic, simbolic, metaforic, în care o bună parte din problemele pe care în nivelul rațional, cognitiv, care nu au soluții, își găsesc acolo o variantă, o posibilitate, exact cum spunea și Jacques Salomé, o posibilitate infinită de a rezolva lucruri care aparent par nerezolvate. Tokopa Turner este poetică în sensul acesta și e o bucurie să citești cartea. Al doilea lucru important pe care l-ai menționat și care la ea este crucial în această carte ține de dorul după apartenență. În engleză, bineînțeles, denumit belonging și longing to belong, și mulțumesc traducătoarei Andrei
Andreea Mănescu și a terapeutului Iungian, care a reușit să aducă în limba română sub forma aceasta dorul de a aparține, dorul de apartenență. Este un sentiment pe care poate nu l-am exprimat sau nu l-auzim exprimat atât de des în limba română, dar cu toții înțelegem ce înseamnă acest dor de a aparține. Este senzația pe care o ai de fiecare dată când în copilărie, lipsit de instrumentele minții adulte, da, cognitive, simți că nu ai loc, simți că nu ești validat, simți că nu ești primit, simți că cantitatea de hrănire, protecție, iubire, atenție pe care o primești este insuficientă. Ei, dorul de apartenență, de fapt, se referă și în întreaga carte Tocopa Turner, explică sub ce formă în relațiile noastre, în mediul nostru, în viața noastră, putem să ne recentrăm busola personală, a atenției personale, asupra anumitor lucruri care să ne hrănească acest dor de apartenență și care, de fapt, odată adăpat, devine sentiment. Că aparții, sentimentul că ești acasă, sentimentul că faci parte din realitatea aceasta mai largă. Menționai mai devreme și faptul că devine într-o oarecare măsură și un discurs sacru în scritura lui Tocopa Turner, așa este. Nu se teme autoarea să vorbească într-unul dintre capitolele finale ale cărții despre faptul că trăim într-o lume în care partea noastră rațională are în egală măsură nevoie de o parte intuitivă, spirituală, energetică, care să facem cunoștință și la care să ne racordăm. Vorbește despre ritual și ritual ca formă de inițiere în etapele de evoluție ale persoanei, de la copil la adult. Vorbește despre conectarea la câmpul colectiv al comunității prin gesturi foarte simple, cum ar fi să mergem să arăm împreună, da, dacă este vorba de un colectiv agrar, să spunem, referindu-se evident la istoria trecută a civilizației umane, sau că este vorba de a ne reuni la un eveniment nesimțind că suntem individualități în aceeași sală, ci că efectiv suntem conștienți de faptul că respirăm împreună acolo, că avem un țel comun de a fi acolo, că ne respectăm și ne facem o seară frumoasă împreună și că ceea ce purtăm cu noi ca și energie vitală are un cumul atunci când stăm împreună, conștienți, în același loc, cu atenția canalizată în aceeași direcție. Deci, da, vorbește și despre această sacralitate care civilizației moderne îi lipsește și de care, dacă simțim setea și dorul de apartenență, avem cu siguranță gesturi pe care le putem face, acțiuni pe care le putem face ca să ne relegăm, să ne reconectăm la această sacralitate a existenței. Iar pentru Tocopa Turner, în mare parte, ne fiind un discurs religios, ci un discurs despre sacralitate, se merge foarte mult în zona reconectării cu natura și cu ființele umane din jurul nostru și, bineînțeles, cu propria energie vitală. Cam acolo se așează discursul sacru din punctul lui Tocopa Turner de vedere. Este o carte, să spunem, în egală măsură destinată poate și specialiștilor sau celor care vor să afle mai multe și au mai citit cărți din zona aceasta a psihologiei junghiene, dar poate și publicului larg, pentru că este într-adevăr un subiect. O să fac acum o mică paralelă, cam asta mi se întâmplă, fac paralele între cărțile noastre și îmi vin idei. Mă gândeam la o altă carte pe care o iubesc foarte mult și e noutate editorială, este vorba despre cartea Rușinea, Vocea, experiența și vindecarea rușinii în procesul terapeutic. Și mă gândeam că și rușinea, ca și apartenența, subiectul rușinea și subiectul, iată, apartenența, sunt subiecte destul de vitregite, în sensul că nu se discută despre ele în spațiul public. Multe ar trebui să se discute în spațiul public, lucruri interesante din zona psihologiei. Și că, iată, s-ar putea să fie o carte care să stârnească mult interes prin subiectul abordat de autoare și mai ales, aș spune eu, și prin viziunea aceasta oarecum holistică. Nu este un manual junghian pur de psihologie, nu este nici în extrema cealaltă, adică de asta spuneam ceva mai devreme, că am sentimentul acesta că are un caracter interdisciplinar, atât timp cât am avut această bucurie, euforie de a vedea și numele lui Rumi scris în carte și de a face niște referiri la el.
Așa este, este o intuiție absolut justă. În primul rând, cuvântul apartenență și tot ceea ce el înseamnă în orice fel de reper, da, din care ai pune problema, el înseamnă incluziune, înseamnă împreună, înseamnă toți la un loc, înseamnă respect pentru fiecare care vrea să fie parte din cerc sau poate că deja este și nu știe. Tocopa Turner vorbește în această carte și despre relația cu sine, vorbește și despre relația cu părinții și în mod special cu arhetipul matern, care la un moment dat naște în structura noastră, spune Tocopa Turner, posibilitatea dublă de a te întâlni în relația cu maternul, cum spune și Jacques Salomé, fie cu mama, fie cu mămica. Ea face diferența aici, arhetipal vorbind, și spune că există mama care dă viață și există mama moarte. Adică cele două tipuri de dinamici relaționale pe care, într-un fel sau altul, cu toții le-am gustat în relația primordială cu maternul, nu doar interior, da? Ci biografic, în viața fiecăruia între noi cu propria mamă. Momentele în care mama nu hrănește, nu susține, nu ridică, nu elevează, nu însoțește, nu conține, vorbim despre arhetipul mamei moarte. Iată, doar una dintre nișele în care autoarea se duce și discută despre apartenență. Evident, relația cu maternul este până la urmă primordială și toate se întorc acolo. Multe lucruri sunt înscrise în acea relație și nu se putea altfel. Tocopa Turner și ea deschide cartea cu o discuție despre aceste două, hai să zicem, fațete ale arhetipului matern. Vorbește în egală măsură despre relația cu natura și modul în care, dacă devenim conștienți despre cum suntem în natură, cum conștientizăm în interiorul nostru natura, nu doar natura umană, nu doar natura animală, ci natura întreg ca sistem, ca ecosistem. Și vorbește acolo foarte bine punctat despre faptul că a face parte din nou, conștient, a te reintegra prin propria ta alegere conștientă, în circuitul ecosistemic, ecologic, da, al naturii, te reîntorci la o baterie imensă de energie. Înțelegi că fiecare răsărit de soare este un nou start, înțelegi că fiecare apus este o binecuvântare și așa mai departe. Par lucruri simple, dar cartea ei, în definitiv, devine cumva un fel de stație de contemplare sau ca un tren care parcurge mai multe stații de contemplare și am vorbit despre relația cu maternul, relația cu natura, relația cu sacrul și sacralitatea și tot ce înseamnă ritual pierdut în comunitatea modernă, da? În civilizația modernă. Este incredibil cum foarte multe dintre cărțile noastre despre doliu sunt și ele, cum este cartea lui Varena Caz despre doliu, este și ea menționată de Tocopa Turner sau, cum spuneam mai devreme, Rumi sau Pelerinul Rus. Toate aceste cărți care, într-un fel, au construit modul în care multe generații de adolescenți au învățat să devină ei înșiși și au învățat că viața înseamnă o călătorie de descoperire de sine care doare și care așa o decadă între 20 și 30 nu prea are sens, dar la un moment dat te prinzi. Cărțile astea ne-au ajutat adolescenții în ultimii 50-100 de ani sau mai mult să pășească în necunoscut. Cartea lui Tocopa Turner vorbește pe limba adolescenților, vorbește pe limba tinerilor adulți, vorbește pe limba celor înaintați în vârstă, vorbește pe limba specialiștilor în egală măsură, vorbește despre călătoria eroului. Joseph Campbell, cu Eroul cu 1000 de chipuri, este și el din nou menționat în cartea lui Tocopa Turner, vorbește în egală măsură și despre Iron John, o altă carte extraordinară care a apărut la editura Herald, care punctează cumva etapele mitologice, arhetipale de evoluție ale masculinului. Este, n-avea cum, Tocopa Turner face parte din școala junghiană, iar aceste cărți menționate de mine acum fac parte și din colecțiile noastre și sunt genul de cărți care, într-adevăr, te însoțesc de-a lungul vieții. Tocopa, ce face cu apartenența, este să se înscrie în linia unor astfel de cărți care îți deschid fereste pe drumul de evoluție personală. Este o femeie care vine și scrie din durerea feminină de a te simți exilată, de a te simți dată la o parte, de a simți că individualitatea ta este pur și simplu lipsită de importanță și valoare pentru comunitate și la un moment dat punctează în carte această bubă, da, dureroasă a civilizației moderne, a faptului că nu mai trăim în comunități și atunci adolescenții, cât și cartea ei și povestea ei de viață pornește tocmai de la o întâmplare din adolescența ei, când a plecat în acest exil, a plecat de acasă,
unde nu era primită, susținută, iubită și văzută și așa mai departe. Ei bine, adolescenții noștri nu mai au grație sau din păcate, din cauza modului în care ne-am construit societatea, nu mai au în jurul lor și bătrânul și adultul funcțional, ca el să-și poată vedea în comunitate deja parcursul de evoluție în modelul de viață al altor persoane. Punctează într-unul dintre capitole ce comoară sunt nu doar copiii, dar în special adolescenții, pentru că ei sunt cei care devin pentru prima oară conștienți că există această dimensiune a exilului și că există un capăt al evoluției de la exil la apartenență și că drumul de devenire personală poate să însemne tocmai asta, de la a recunoaște când te simți exilat și la a hrăni pe parcurs căi de acces către starea de apartenență. Dragii noștri, a fost astăzi alături de noi Andreea Tincea, colega mea, senior editor Herald, și am vorbit despre sentimentul de apartenență, pornind discuția noastră pe marginea cărții Apartenența. Cum să redobândim sentimentul de apartenență prin conectarea cu sine, cu ceilalți și cu natura? O carte scrisă de Tocopa Turner, tradusă de Andreea Mănescu, invocată puțin mai devreme și de colega mea Andreea Tincea. Mulțumim foarte mult, Andreea! O bucurie imensă de fiecare dată atunci când realizăm un material video pe un anumit subiect. Vă mulțumim și dumneavoastră că ați fost alături de noi și de această dată la acest episod al rubricii Cărți deschise pentru minți deschise. Să aveți o zi frumoasă în continuare și lectură plăcută. La revedere, numai bine!